Pentru a patra noapte la rând, oamenii din Plaurul, localitate aflată la granița cu Ucraina, au trăit pe viu un nou atac rusesc cu drone. Zeci de apartamente au fost distruse de flăcări și fum după ce un incendiu puternic a cuprins un bloc din Craiova. Elevii care au avut anul trecut note cuprinse între 9,50 și 10 vor lua burse de merit, iar copiii orfani de un părinte vor beneficia de burse sociale fără să fie condiționați de un venit. Sute de români sunt și acum captivi în Grecia. Situația rămâne critică în condițiile în care sunt anunțate noi ploi. Iar cei care și-au petrecut anul acesta vacanța pe litoralul românesc au lăsat pentru cazare, mâncare și distracție 1 miliard de euro. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Autoritățile din Tulcea anunță că sunt pregătite să-i mute pe oamenii din Plauru și Ceatalchioi, localități aflate foarte aproape de portul ucrainean Ismail, atacat de ruși cu drone nopți la rând. Ai noștri sunt terorizați. Pe de altă parte, în locul de unde ieri armata a strâns mai multe bucăți de dronă, a rămas un crater, iar pădurea a fost arsă pe zeci de metri. Secretarul general al NATO a declarat că până la această oră nu sunt informații că ar fi fost un atac intenționat al Rusiei, dar că așteaptă rezultatul investigațiilor făcute de România. De pe malul românesc al Dunării, oamenii din Plauru au văzut azi noapte cum în jur de 3 ore portul din Ismail a fost ținta unui nou atac rusesc cu drone, al patrulea în ultimele 5 zile. Resturile de drone găsite la ei în sat le-au sporit starea de îngrijorare. Dronele rusești de tip Geran 2, trimise să distrugă portul Ismail, sunt greu de detectat de senzorii cu rază scurtă de acțiune. Militarii ucraineni încearcă să le anihileze doar în momentul în care intră în raza lor vizuală. Le caută pe cer cu un reflector, după cum se vede în aceste imagini, și uneori trag în ele cu puștile Kalashnikov, cum au fost surprinși în această fotografie. Dar nu se vede, mă. Dar nu se vede, că n-ai mascată. Așa se explică de ce resturi din drone pot să cadă necontrolat. La Plauru, în pădurea de la marginea localității, bucățile căzute par să fi fost de mari dimensiuni, după semnele lăsate în urmă. Arborii de pe zeci de metri pătrați au fost sfâșiați și arși. Am găsit aici un crater. Pe copaci mai există urme ale exploziei. Copacii, după cum puteți observa, sunt arși. Iar pe jos am găsit bucăți de aluminiu, de carbon, aruncate peste tot, dar și tot felul de cabluri. Până la această oră, nu există o confirmare oficială că rămășițele unei alte drone ar fi fost găsite în zonă. Poliția de frontieră a trimis totuși o șalupă pe Dunăre, după ce au apărut informații potrivit cărora resturi de la o a doua dronă ar fi ajuns în fluviu. Armata ar fi făcut noi scotociri și pe uscat. Subiectul dronei a fost dezbătut și aici la Bruxelles, în Parlamentul European, unde secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat cu deputații din Comisia pentru Afaceri Externe despre situația din Ucraina. Stoltenberg a declarat că autoritățile române au informat NATO miercuri despre bucățile descoperite pe teritoriul țării noastre și că acum este o investigație în curs. We don't have any information indicating any intentional attack by Russia, and we are awaiting the outcome of the ongoing investigation. Regardless of that outcome, we have increased our vigilance. We are closely monitoring what's going on close to our borders. Mi-aș fi dorit să aud niște măsuri concrete. NATO trebuie să vină cu echipamente, cu militari, trebuie să aibă grijă că nu trece nimic pe partea NATO, pentru că nu e partea română, este partea NATO, atenție, și bineînțeles, împreună cu autoritățile române, trebuie să discute cu oamenii de acolo. Am văzut oameni care stau pe partea română și filmează cum dronele explodează pe partea cealaltă. Ăsta este un pericol foarte serios. Mai vine una, dă-te în spate acolo, dă-te în spate! Asta e mai aproape! Dă-te în spate! În Plauru și Ceatalchioi, localități aflate la câteva sute de metri distanță de locurile în care au loc exploziile, oamenii s-au obișnuit însă cu pericolul, pentru că nu au ce face. Păi teamă ar fi, da. Ce să facem, mă? Avem animalele, avem... Unde să pleci cu ele? De când n-ați mai avut un somn bun noaptea? Păi dacă te trezește noaptea, ce mai adormi, după aia nu mai adormi. Știm ce se întâmplă, dar tot te sperii. Când vine noaptea atunci, când e întuneric, nu poți să știi unde cade. Prefectul din Tulcea a anunțat că ia totuși în calcul să-i mute pe acești oameni. Am dispus astăzi ca la fața locului să meargă niște echipaje de ISU, atât
embarcațiuni cât și mașini. Noi actualizăm acest plan de relocare, dar primarii îmi spun că nu sunt persoane care doresc să plece. Avem animale, oi, vaci, pucei, păsări. Unde să le duc? Atunci la mamă? Ministerul Apărării Naționale monitorizează situația din apropierea României în timpul atacurilor rusești. Instituția a transmis că din informațiile obținute prin sistemele de supraveghere nu au rezultat amenințări militare directe la adresa României. Au fost ore tensionate și la Craiova, unde un incendiu uriaș a aprins mansarda unui bloc din cartierul Craiovița Nouă, iar aproape 100 de oameni au rămas fără case. Vâlvătaia s-a întins la toate cele 5 scări ale imobilului, sub ochii îngroziți ai locatarilor. Aproape 30 de apartamente au fost practic topite. În timpul intervenției, unii oameni au cedat nervos. Le-au reproșat pompierilor că au ajuns prea târziu, dar și că apa din hidranți nu are presiune. Incendiul a izbucnit în jurul orei 8, în partea superioară a unui bloc modular cu 5 scări. Flăcările au țâșnit de la mansardă și s-au extins cu o viteză uluitoare. Vâlvătaia a pârjolit 1000 de metri pătrați de acoperiș. 80 de oameni au fost evacuați și au privit din stradă, disperați, cum se alege praful de munca lor. Un locatar a suferit arsuri la mâini și a fost dus la spital, iar alți 3 au avut nevoie de îngrijiri după ce au făcut atacuri de panică. Potrivit celor de la ISU, din cele aproape 200 de locuințe aflate la mansardă, 26 sunt complet distruse. Revoltați, unii dintre locatari au răbufnit când au dat cu ochii de comandantul pompierilor. Nu ați avut presiunea, ajungea bun. Eu vă înțeleg faptul că sunteți Nu. Supărați de faptul că proprietățile dumneavoastră au fost afectate. A fost un haos total și aici cineva trebuie să răspundă. S-a intervenit foarte târziu, de la un singur focar, o singură cameră, să ia foc 3 blocuri. Foarte prost. Incendiu la ora 8:20 era în primul bloc, acolo în stânga, și în 15 minute era deja la capătul celălalt al blocului. Voia și la celălalt de incendiu când trebuia să vină să urce ca să stingă, să nu se mai extindă. Ne-au lăsat din cauza lor, suntem așa. Nu mai avem nimic de hrainele, de le avem pe noi. Au venit la timp, dar nu au venit pregătiți, nici cu presiune la apă. Hidranții au funcționat, chiar în dreptul accesului în perimetrul imobilor de locuit este amplasat un hidrant extern subteran și acesta a fost folosit. Nevoia de apă a fost foarte mare. În plin scandal, compania de apă Oltenia a venit cu precizări. Inițial, militarii s-au racordat la un hidrant care nu aparține companiei și care are probleme cu presiunea. După 3 ore, incendiul nu era lichidat. Autoritățile și-au dat seama că la venirea nopții, 10 de oameni vor rămâne sub cerul liber, așa că au început să organizeze spații în care vor fi cazați cei năpăstuiți. Peste 100 de persoane au nevoie de ajutor. Deci nu vă cumpărați de apartament? Da, am asigurare, dar stăm pe străzi până ne despăgubește asigurarea. După înlăturarea pericolului, în apartamente au avut voie doar persoanele care trebuiau să-și recupereze medicamentele. Ați reușit să luați medicamentele? Da, am reușit, mi-a luat un domn pompier. Este tot în regulă, așa a vrut Dumnezeu. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă in rem. Sunt zile negre în Grecia, Turcia și Bulgaria, țări lovite de inundații dramatice. Cel puțin 14 oameni și-au pierdut viața, iar mulți alții sunt azi dispăruți. Numai în Grecia, unde sunt încă în vacanță numeroși români, pompierii au salvat din mijlocul pohoaielor peste 800 de persoane. Asta după ce într-o regiune din centru a fost cu adevărat potop. Au căzut 800 de litri de apă pe metru pătrat în 24 de ore. Ploile torențiale s-au revărsat în puhoaie pe străzile din centrul Atenei. Circulația s-a blocat și multe zone din capitala Greciei au rămas fără energie electrică. Doamne, ferește! Doamne, a venit capătul lumii! 10 români trăiesc de 3 zile coșmarul inundațiilor în Platania, o localitate de coastă. 60 de mașini au fost duse de șuvoaie în mare, iar 2 dintre ele aveau numere de înmatriculare românești. Nu departe, satul turistic Agios Ioanis s-a rămas complet izolat. De azi dimineață s-au rupt și ambele poduri. Aici jos era podul auto, care nu mai există. Iar undeva acolo, aproape de mare, era alt pod pietonal, care și acela nu mai există, este scufundat.
În regiunea muntoasă din centrul țării, magnezia au căzut până la 800 de litri de apă pe metru pătrat în 24 de ore. Așa ceva nu s-a mai petrecut de când există măsurători meteorologice în Grecia. Inundațiile au făcut prăpăd și în Volos, capitala regiunii. Peste 800 de oameni au fost salvați din mijlocul apelor, potrivit departamentului pompierilor, dar autoritățile anunță mai mulți morți și dispăruți. Χώρα μας βρίσκεται για τρίτη μέρα αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που όμοιό του δεν έχουμε αντικρίσει στο παρελθόν. Η απόλυτη προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση και ο απεγκλωβισμός πολιτών από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Cel puțin 4 oameni au murit și în Bulgaria după furtuna care a provocat inundații înspăimântătoare pe coasta de sud a Mării Negre. Mașini și rulote au fost luate pe sus de puhoaie și aruncate în mare în stațiunea Țarevo, unde autoritățile au declarat stare de urgență. Roads are blocked. At least 3 bridges have collapsed. This is pretty much the picture and the aftermath here. Râurile umflate au ieșit din albie și mai multe poduri au fost distruse, provocând probleme serioase de trafic. Ministrul turismului, Zarița Dincova, a declarat că aproximativ 4.000 de persoane au fost afectate de dezastru în zona de coastă. Sunt probleme și cu evacuarea turiștilor pentru că este periculoasă circulația autocarelor pe drumurile pline de apă, a adăugat oficialul bulgar. Ovitura a măturat și un camping aflat în partea de nord-vest a Turciei, lângă granița bulgară, și cel puțin 5 oameni au pierit acolo. Alți 2 au murit din cauza inundațiilor de la Istanbul. În metropola turcă, transportul public a fost serios perturbat, iar potrivit autorităților, peste 1200 de locuințe, magazine și sedii de firme au fost distruse sau serios avariate. Moarte misterioasă în gara Ciulnița. Fiica unui polițist a fost găsită fără suflare lângă trenul cu care venea acasă de la Constanța. Revenim la subiect imediat. Salariile șefilor din instituțiile și companiile de stat vor fi plafonate în funcție de performanță. Cel puțin asta prevede un proiect de ordonanță pregătit de guvern. Vor rămâne totuși bine remunerați conducătorii companiilor controlate de stat în domenii bănoase ca energie și sectorul financiar, dacă nu au datorii la stat și fac profit. Șefii instituțiilor de stat vor avea plafoane, dar fixate la nivel înalt, în funcție de salariile miniștrilor. Asta în vreme ce unele sporuri vor fi desființate, iar altele limitate la 1000 de lei. Leafa maximă a celor din conducerea unei companii de stat va fi calculată ca 3 salarii medii brute din domeniul de activitate. Se poate ajunge la maximum 6 salarii, numai dacă respectiva companie este la zi cu plata datoriilor și are profit. Pentru unii rămân bani mulți chiar și așa. De exemplu, în sectorul de producere de electricitate, în care statul este acționar, salariul ar putea ajunge la 68.000 de lei brut, adică aproape 40.000 de lei net. Acum, la Hidroelectrica, cea mai profitabilă și valoroasă companie controlată de stat, președintele directoratului are o indemnizație fixă lunară de aproape 35.000 de lei, conform contractului de mandat. Pe de altă parte, la CFR Marfă, aflat în top 3 companii de stat la nivel de datorii istorice, de peste 2 miliarde de lei la fisc, conducerea are un venit de 15.000 de lei pe lună, potrivit declarațiilor de avere. Guvernul pregătește schimbări și în cazul instituțiilor autonome, coordonate de Parlament. Pentru șefilor, plafonul este pus la 6 indemnizații de ministru, adică la peste 76.000 de lei lunar, sau 15.000 de euro. Măsura însă i-ar afecta doar pe cei mai bine plătiți din instituții care se finanțează singure, ca ASF, ANCOM sau ANRE. La Autoritatea de Supraveghere Financiară, salariul conducătorului, cu tot cu prime, trece de acest nivel. Deși liderii coaliției au vorbit de introducerea unor criterii de performanță în instituții, deocamdată nu este clar care vor fi acestea. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit doar de favorizarea investițiilor. România plătește 37% din veniturile bugetare pentru întreținerea aparatului public. Din 2018 suntem numărul 1 în Europa la cât de scump este aparatul public de întreținut. De câțiva ani deja, salariul mediu în sistemul public e mai mare decât la privat. Diferența e acum de 400 de lei net. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunță că pe lista de reduceri sunt și sporurile. Am văzut că e spor și de antenă, spor de stat prea mult pe scaun, era la un moment dat. Nu poți să stai să ceri, de exemplu, spor de căldură dacă ești fochist. Asta e fișa postului.
Ordonanța pregătită de guvern prevede că sporul de condiții vătămătoare va fi limitat la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1000 de lei. Asta în vreme ce telefonul mobil de serviciu să nu coste peste 500 de lei, iar abonamentul 50 de lei. Alte economii la buget s-ar face din limitarea indemnizațiilor pentru delegații, dar și din cea a achizițiilor de mașini și a carburantului. Laura Culiță, Pro TV. Mai sunt doar câteva zile până la întoarcerea elevilor în bănci, iar după discuții intense s-a ajuns la o decizie cu privire la modul în care se vor acorda bursele. Copiii orfani de un părinte sau cei cu părinți divorțați vor lua bursă fără să fie condiționați de venitul adultului care îi crește. Mai mult decât atât, vor beneficia de burse de merit 30% din elevii unei clase. Bursa de merit va fi acordată elevilor care au avut anul trecut note cuprinse între 9, 50 și 10, dar și unui procent de 30% din colectivul unei clase de gimnaziu sau liceu, chiar dacă unii dintre elevi au rezultate mai slabe. Suma este de 450 de lei și este mai mare decât cea din anul școlar anterior. În cazul celor care intră acum la liceu, bursele vor fi acordate în funcție de notele pe care le-au avut în clasa a 8-a, iar cei care încep acum ciclul gimnazial vor primi în ianuarie bursele, în funcție de rezultatele obținute după primele două module. Sunt însă clase în diferite licee din țară în care cea mai mare medie este 6 sau 7. Chiar și în aceste condiții, 30% dintre elevi vor primi bursă de merit. Ministerul Educației spune că în așa fel va stimula competiția între elevi și îi va ajuta să se autodepășească. Astfel, Ministerul Educației a calculat că numărul elevilor care vor lua bursa de merit va crește cu 25-30%. Experții în educație cred însă că noul sistem anulează ideea de meritocrație. Atunci când pui un prag de 30% pentru performanță, pentru merit, și nu coroborezi pragul acesta, care oricum e foarte mare, cu un prag minim al unei medii rezonabile, atunci automat se întâmplă două lucruri păcătoase pentru învățământ. Ideea de merit e zdrobită și dată de gard și, în al doilea rând, cu siguranță va apărea un factor pervers subtil de școală pe bani. Responsabilii au renunțat însă la ideea de a pune un prag de venit pentru acordarea burselor sociale, în cazul copiilor cu un părinte decedat sau crescuți de un singur părinte. Toți cei în această situație vor lua câte 300 de lei. Bursa socială se poate acorda și elevilor care au unul sau ambii părinți decedați fără a ține cont de condiția de venit. Se acordă elevilor care fac parte din familii monoparentale fără a ține cont de condiția de venit. Se acordă elevilor care suferă de o anumită afecțiune, deci bursele medicale. Copiii care fac naveta vor merge la școală gratuit, în baza carnetului de elev. Un singur copil poate beneficia de mai multe burse. Ordinul care face referire la noile criterii prin care se vor acorda bursele în anul școlar 2023-2024 va fi adoptat mâine. Statul român nu mai are bani. Auzim această veste aproape în fiecare zi de la guvernanți, dar ar putea face rost de fonduri dacă ar comasa primăriile mici. Sunt cu miile în toată țara și au armate de angajați care trăiesc din fondurile primite din bugetul statului. În Teleorman, de exemplu, 35 de comune n-au nici măcar 2000 de locuitori fiecare. Campania știrilor Pro TV Statul degeaba ajunge la Necșești, una dintre cele mai sărace localități din sud-estul Europei. Comuna Necșești, Teleorman. Sunați-mă mai târziu, vă rog. Primarul Ilie Bănăseanu nu-și vede capul de treabă. E în funcție de 7 ani și până acum se mândrește cu 2 proiecte la cheie. A reușit să pună gard și gazon artificial pe un teren de sport. Uite, parc. Și să așeze câteva aparate de fitness în parcul satului, în care nu are nici măcar un copac. Necșești a stat an la rând pe primul loc în topul celor mai sărace localități din România. Și acum e tot pe acolo. Are 1017 locuitori. Am ajuns prima dată aici acum 5 ani. Oamenii locului își cărau apa de la kilometri distanță pentru că pânza freatică e afectată de inundații. Apă n-avem! Vai de noi! Ne promite când votăm că ne pune apă, ne bagă, dragi, nu face nimic. E locul în care fostul președinte al Consiliului Județean, Liviu Dragnea, promitea că o să fie apă încă din 2010. În 2019 m-am întors. I-am găsit pe locuitorii de pe strada Viitorului la poartă. Încă nu aveau apă. Primarul era mândru de realizările de până atunci. Ceva palpabil, fizic, ați reușit să faceți? Adică ce înseamnă palpabil? Uite, să-mi arătați, uite, asta e făcută din finanțare de la guvern sau din fonduri europene.
o clădire, o bucată de stradă, o ceva. Păi dacă noi suntem încă la momentul documentației, să-ți arătăm ce? Cât ți-aș arăta? I-am găsit acum pe oamenii de pe strada viitorului în același loc. Încă n-au văzut apa și nici pe primar. Ei nu i-am văzut fața, dar cu cinci ani. Primarului? Da. Păi îl găsiți la primărie. Păi ce să caut? Să-i vedeți fața. Păi nu vreau nici să-l văd. De ce? Păi de ce, ia ce face? Uite că am noroiul până la gât, că mi s-a rupt toți papucii, dar nu mai am nici cu ce să mai mâncați. Între timp în sat s-a tras conductă pentru apă pe bani de la guvern, 20 și ceva de milioane de lei, deocamdată fără apă. Oamenii încășcară apa din satele din jur. Ce are cu noi? Ce are mă cu noi? Noi suntem înlăpădați. Nu merită. Votați nu merită, că nimeni care au fost acolo au fost pentru ei. Primăria Necșești are 10 angajați. Scriu de mână, completează tot felul de hârtii, muncesc din greu, iar primarul își dă toată silința să-i țină pe funcții. Ar mai avea nevoie de secretar și contabil. Nu-i găsește. Am văzut și la orașe și în altă parte. Dar e un concurs să înscrie 5-6 candidați. Nu, noi trebuie să găsim prima dată candidatul și după aia să dăm drumul la concurs, că ne pierdem bani. Vorbesc serios. Nu vine nimeni. Din taxe și impozite de la oameni, primăria încasează aproape 500 de mii de lei. Toți se duc pe salariile angajaților. Și în felul acesta, gândiți-vă că de fapt nu primăria există pentru cetățeni, ci cetățenii există pentru primărie, pentru că toate impozitele care le plătesc ei se duc pe salariile celor care lucrează în primărie și nu mai rămâne practic niciun ban ca să fie folosiți pentru cetățeni decât cei pe care eventual îi dă un Consiliu Județean sau îi dă statul. 1 milion de lei ajunge în Necșești în fiecare an din bugetul statului pentru ca primăria să funcționeze, mai bine zis, ca angajații ei să aibă un loc de muncă. Peste câmp e comuna Sfințești. Pe angajații primăriei i-am găsit la umbră în fața instituției. Domnul primar? Nu este? Viceprimar? În sat sunt 947 de cetățeni. Primăria are 16 angajați. Toți banii care se strâng și aici din taxe și impozite, 500.000 de lei, se duc pe salariile angajaților. De la stat, anul trecut în Sfințești au venit 500.000 ajutor pentru ca primăria să funcționeze. Marian Ceaușu este primar. Situația cu comasarea localităților chiar nu sunt de acord eu. În nordul Neșeștiului este Ciolănești. În primărie sunt 9 angajați și 11 consilieri locali. În sud, la Vârtoape, sunt 17 angajați și 15 consilieri. Fără sprijin din bugetul statului, toate aceste primării ar intra în faliment. Dacă Neșești, Ciolănești, Sfințești și Vârtoape s-ar uni, ar rezulta o comună cu 7.000 și ceva de locuitori. 30 și ceva de angajați ar pleca acasă, plus 30 de consilieri locali. Iar pentru bugetul statului, toată această poveste ar însemna o economie de cel puțin 2 milioane de lei în fiecare an. În Teleorman sunt 35 de comune care au sub 2000 de locuitori. Anul trecut, autoritățile locale din România au primit pentru cheltuieli de personal 40 de miliarde de lei din bugetul statului. În plus, 2593 de primării au primit bani pentru a putea să funcționeze în multe locuri degeaba. Acum mai mari țări caută soluții pentru a acoperi găurile din vistierie. Comasarea localităților mici nu e pe agendă. Rostul primăriilor, al consiliilor județene, este să ajute comunitatea să funcționeze și progreseze, să trăiască mai bine. Din păcate, singurul țel al angajaților din multe astfel de instituții este să le țină în viață pentru a avea ei de unde să-și ia salariile din taxele oamenilor. Cum nici pe acelea nu sunt în stare, în multe cazuri, să le încaseze, trăiesc din banii statului, ai noștri, ai tuturor. Și niciun guvern nu îndrăznește să-i deranjeze, pentru că de la ei vin voturile. V-am mințit eu vreodată cu ceva de când sunt eu primar? V-am spus eu ceva și am făcut altceva? Nu, ne-a zis. Mă știți pe mine de alt om mincinos sau știu altfel? Ce-ați făcut, tu ce-ați făcut. Să rumână, să vă dea Dumnezeu sănătate. Recolta de cartofi este foarte bună, dar fermierii se grăbesc să o vândă pentru că nu au spații de depozitare, iar la iarnă vom cumpăra cartofi de la străini. Explicații imediat.
O tânără de 25 de ani, fiica unui polițist din detașamentul de intervenție și acțiuni speciale Călăraș, a avut parte de o moarte pe cât de violentă, pe atât de stranie. În timp ce sora ei o aștepta în gară, ea a fost găsită lângă trenul care o ducea acasă de la Constanța. Anchetatorii au în calcul inclusiv varianta crimei. Tânăra avea 25 de ani și, deși absolvise o facultate de asistenți de farmacie, lucra la un magazin din Constanța. Aseară ar fi fost nevoită să se întoarcă mai târziu acasă în Călăraș, așa că a ales să urce într-un tren Interregio care mergea spre Timișoara. Înainte de ciulniță, așa a anunțat familia că abia așteaptă să ajungă acasă. Se plângea de condițiile din tren, dar și de faptul că este singură în compartiment. Din motive încă necunoscute, nu a mai coborât pe peron, unde o așteptau sora și o prietenă. La câteva secunde după ce trenul Interregio a plecat din gara Ciulnița, tânăra s-a decis să coboare, deși garnitura era în plină mișcare. Decizia, dar mai ales gestul, s-au dovedit a fi fatale. Alertați de tatăl tinerei, subofițer la Dias Călăraș, care era de serviciu, polițiștii din gara Ciulnița au început căutările. Au localizat-o cu ajutorul telefonului, care suna fără încetare. Câteva minute mai târziu, victima a fost găsită în agonie și cu răni majore la cap, la doar câțiva metri distanță de linia de cale ferată, iar medicii chemați în ajutor nu au mai putut să facă nimic să o salveze, așa că a fost deschis un dosar penal. Deși există premizele unui nefericit accident, polițiștii și procurorii din Călăraș nu exclud varianta unui posibil omor. Călătorii sunt uneori imprevizibili, dar de fiecare dată, de fapt, trebuie să ne asigurăm încă o dată. Și nu dați undă verde trenului până nu e sigur că nu mai coboară nimeni. Nu mai coboară nimeni. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, camerele de supraveghere din gara Ciulnița ar fi surprins-o pe tânără preț de câteva secunde, alergând printr-un vagon, imediat după ce trenul s-a pus în mișcare. Nu este filmat și momentul în care a căzut lângă linia de cale ferată. Se efectuează sub coordonarea procurorului de serviciu din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraș cercetări pentru a se elucida toate circumstanțele în care a intervenit decesul tinerei. Cu doar câteva ore mai devreme, la câțiva kilometri distanță, în Lehliu Gară, s-a prăpădit și un tânăr de 23 de ani. A fost lovit în plin de un marfar. S-au derulat momente dramatice la malul mării în stațiunea Neptun. Un bărbat a fost luat de curent și purtat în larg de valuri. Ca în zeci de astfel de cazuri din acest an, a intrat în mare, deși era arborat steagul roșu care interzice scăldatul. Un salvamar a reușit totuși să ajungă la el și l-a adus la mal inconștient. În timpul operațiunii de salvare a avut loc și un incident. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional. Ignur Pintilie are detalii. Bună seara, Ignur! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. A fost o salvare contra cronometru. Bărbatul în vârstă de 67 de ani a ignorat avertismentele salvamarilor, a profitat de un moment de neatenție al lor și a intrat în mare agitată. În scurt timp, curenții l-au purtat în larg și nu a mai reușit să ajungă la mal. Sleit de puteri și a pierdut cunoștința. Mai mulți tineri care se plimbau în acel moment pe dig l-au văzut plutind și au alertat salvamarii. Unul dintre ei a plecat spre bărbat. Toată această operațiune a fost surprinsă în imagini cu telefonul mobil de unul dintre turiști, iar în aceste imagini se vede cum salvamarul reușește cu greu să înainteze printre valuri. La un moment dat, contorizând, se vede că ajunge la bărbat în aproape 7 minute. Se întoarce cu bărbatul spre mal, dar, din păcate, la un moment dat, bărbatul salvat reușește să iasă din tubul de salvare al salvamarului, ajunge din nou în apă, salvamarul îl recuperează și împreună ajung tefer la mal. Bărbatul a fost preluat de către medici, se află acum la Spitalul Județean din Constanța, unde primește îngrijiri medicale. Vă reamintesc, pe litoral este steag roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis. Valurile sunt mari, curenții sunt puternici și pot pune în dificultate chiar și înotătorii experimentați. Acestea au fost informațiile de la malul mării. La revedere! Mulțumesc, Ignur. Rămânem pe litoral, unde cu toate scumpirile și reprizele de vreme rea, sezonul estival a ieșit până la urmă pe plus. 1 miliard de euro au lăsat pentru cazare, mâncare și distracție cei care și-au petrecut vacanța acolo. Cei mai mulți au ales hoteluri de 3 și 4 stele din Eforie sau Costinești și au stat la mare cel puțin 5 nopți. În Mamaia, turiștii au căutat hotelurile de 5 stele, în timp ce în sud, la Olimp sau Neptun, pe cele all-inclusiv. Responsabilii din turism spun că anul acesta numărul celor care și-au petrecut vacanța la malul mării a fost cu 10% mai mic decât anul trecut. Totuși, oaspeții au cheltuit mai mult din cauza scumpirilor. Un sejur de 5 nopți a costat în medie 546 de euro, iar bugetul pentru distracție a fost de 100 de euro pe zi, tot pentru două persoane.
Cum pe litoral am avut peste 1 milion de turiști, încasările pentru hotelieri au atins cifre record, 1 miliard de euro. Probabil că un sejur de aproximativ 4-5 zile a adus în jur de 800-900 de euro, ceea ce înseamnă că la nivelul întregului litoral, într-un sezon estival, avem undeva la 1 miliard de euro încasări. Cel puțin 60.000 de turiști au numărat operatorii la fiecare început de weekend, în stațiunile Costinești și Neptun. Nu i-au pus la socoteală pe cei care s-au cazat la negru. În eforie, un sejur cu 5 nopți de cazare și mic dejun inclus nu a depășit 300 de euro de persoană, iar la Costinești, o noapte de cazare a costat puțin peste 100 de lei. Turiștii și-au dorit foarte mult ofertele cu all inclusiv, având în vedere că anul acesta au crescut numărul locurilor de cazare cu 5.000 de locuri, acestea au fost cele mai solicitate. Mulți turiști sunt și acum pe litoral și se bucură de zilele de vacanță, înaintea începerii anului școlar. Am avut vreme foarte bună și ne-am simțit foarte bine. Avem acum ocazia ca până la finalul lunii septembrie, dacă vremea se arată foarte prietenoasă, să atragem în continuare turiști. Tarifele sunt excepționale, sunt tarife care le găsești și în extra sezon și merită. Prețurile sunt mai mici ca în plin sezon, adică dacă un șezlong era 30-35, acum va fi 20-25 de lei. O bere numai o blei 6 lei și tot așa. Avem oferte de all inclusiv care pleacă de la 450 de lei pe noapte, camera cu șezlonguri incluse, cu mic dejun, cu prânz, cu cină, cu băuturi. Camerele cu mic dejun pleacă de la prețul de 250 de lei. Anul acesta, cei mai mulți bani au rămas în stațiunile Costinești și Eforie. Olimp, Venus și Neptun sunt și ele apreciate, în timp ce Mamaia ocupă locul 4 în topul rezervărilor. Și acum o informație care ne dă fiori. România tinde să devină o țară producătoare de stupefiante. Aceasta este concluzia șocantă la care au ajuns experții antidrog după ce au fost descoperite tot mai multe culturi de cannabis, dar și laboratoare în care se făceau droguri sintetice. Doar astăzi polițiștii au făcut 31 de percheziții, iar de la începutul anului au fost confiscate tone de droguri. Tot mai mulți experți sunt de părere că țara noastră nu mai este de an bun doar o piață de consum. Potrivit bilanțului Poliției Române, în ultimele 8 luni au fost descoperite numeroase culturi de cannabis. Cel mai recent exemplu vine din județul Timiș, unde un tânăr cultivase 10 de plante interzise într-o seră improvizată în curtea casei sale. Doar de la el, autoritățile au ridicat peste 50 de kilograme de marihuana. Un alt tânăr, din Târgoviște de această dată, a început să cultive cannabis într-o pădure, de la marginea comunei Ocnița. Când a fost prins de polițiști, îngrija 14 tufe de peste 2 metri înălțime. Polițiștii de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii DICOT, au desfășurat la nivel național 540 de acțiuni operative. Au fost descoperite 984 de plante de cannabis și 635 de kilograme de masă verde de cannabis. Cel mai probabil, semințele din care s-au născut aceste culturi au fost cumpărate din Spania. Polițiștii au interceptat mai multe colete sosite din această țară, în momentul în care curierile predau destinatarilor. Experții antidrog susțin că producția internă de cannabis asigură deja 30% din piața de consum. Cererea este mare și oferta s-a adaptat. Iar traficanții, pentru a nu mai risca foarte mult, s-au gândit să cultive, a fost mai la îndemâna lor să cultive în România. Polițiștii BCCO au făcut 1600 de percheziții, în urma cărora au reținut și arestat tot cam atâtea persoane, în general sub 30 de ani. Astfel au confiscat peste 3 tone de droguri și precursori de droguri. România tinde ușor să devină o țară și o țară de producție pe mai multe tipuri de droguri. Anul trecut, undeva în luna octombrie, a fost identificat primul laborator în sectorul 2 București, primul laborator de fabricare a comprimatelor de ecstasy. Să nu uităm că am avut undeva în vestul țării primul laborator de extracție secundară a cocainei. Și controlele polițiștilor în trafic scot la iveală tot mai des traficanți de droguri. 3 indivizi din Galați, prinși recent, aveau în mașină peste 30 de kilograme de cristal, un drog extrem de periculos. Pe piața neagră, marfa valora peste 600.000 de euro. De la 1 ianuarie și până în prezent, polițiștii rutieri au depistat în trafic peste 2500 de șoferi care conduceau sub influența substanțelor psihoactive, confirmate sau nu cu analize de sânge. Cifrele sunt în creștere față de anul trecut. Daniel Nițoiu, Pro TV. După aproape 3 ani de întârzieri, șoferii din capital au putut să circule în sfârșit pe pasajul de la Doamna Ghica. Este prima construcție din București cu senzori în structură. Astfel va fi monitorizată rezistența lucrării în timp real. Costurile totale au trecut de 110 milioane de lei.
aleșii locali nu au mai tăiat panglica, ci au ridicat niște conuri de semnalizare spre ușurarea celor care stau în zonă și s-au săturat de zgomotul de șantier. Acestea sunt primele mașini care circulă pe pasajul de la Doamna Ghica după 3 ani de întârzieri. Pasajul se întinde pe 216 metri și este completat de două rampe de acces, fiecare de câte 96 de metri. Nu prea a fost bine că a fost deranj și gălăgie în fiecare dimineață când trebuia să dormim, dar a trecut. Cum să fie? Greu! Foarte greu! Stați dumneavoastră cu lângă casă cu un șantier sau lângă locul de muncă și o să vedeți. Curios să încerce pasajul a fost și acest biciclist, deși în mod normal nu avea voie să circule pe acolo. Îmi place, da. E bine că s-a deschis, s-a și fluidizat traficul și este foarte bine realizat. Pasajul trece peste șoseaua Colentina și va face legătura cu zona de nord-est a țării, prin drumul național 2. Pe aici pot să treacă acei șoferi care nu vor să circule pe șoseaua de centură. Structura lucrării va fi monitorizată prin senzori speciali, care îi vor avertiza pe experți dacă pasajul are probleme. Semnale sunt transmise în timp real prin fibră optică către facultatea de construcții, care ne vor ajuta să monitorizăm aceste pasaje. Marea lui utilitate se va vedea când o să avem întreg inelul median. E parte din alte lucrări de infrastructură pe care le facem, cele mai importante din această perioadă fiind modernizarea liniilor de tramvai. Deocamdată, pasajul nu are recepția făcută, pentru că încă se amenajează sub el locuri de parcare. Pe de altă parte, peste câțiva ani, lucrările ar putea fi reluate pentru montarea unei linii de tramvai care să meargă spre Pipera. Se lucrează intens și la podul Grant, intrat în reparații, după ce în anii trecuți nu au existat fondurile necesare. Și această toamnă ne-a prins nepregătiți. Degeaba este bună cultura de cartofi dacă nu avem depozite. În lipsa lor, sezonul în care ne putem bucura de cartofii românești rămâne scurt pentru că se strică. Așa că fermierii se înghesuie să-i vândă repede, iar la iarnă vom cumpăra cartofi din alte țări. La Lungulețu, în Dâmbovița, unde se pun soiuri timpurii, s-a terminat deja recoltatul. E recoltată, sortată, ambalată și vândută, de regulă chiar în aceea zi. Anul acesta, fermierii de aici din Lungulețu au produs 120.000 de tone de cartofi. Încă de la recoltare, oamenii se chinuie să vândă tot ce au produs. Toată marfa pe care o vedeți aici ar fi putut fi depozitată și nu să stea așa în soare în așteptarea clienților. Însă în zonă nu există niciun depozit unde ea să fie păstrată la temperatură corectă și vândută și la iarnă. După ce sunt scoși din pământ, cartofii rezistă 2-3 luni în care se găsesc din belșug în piețe și magazine. Depozitați corespunzător ar ține și un an de zile. Dar cum nu avem centre speciale, sezonul cartofilor românești rămâne unul scurt. Așa că la iarnă vom mânca tot cartofi aduși din alte țări. Ar folosi foarte mult în ceea ce înseamnă evoluția prețurilor, iar pe mesele românilor ar ajunge niște prețuri cât de cât accesibile dacă noi am avea logistica necesară. Și agricultorii din patria cartofului, adică din județele Covasna, Harghita și Brașov, au mare nevoie de depozite. Agricultorii spun că fără sprijinul statului n-au de unde să scoată milioane de euro ca să le construiască ei. S-au bucurat când autoritățile le-au promis anul trecut câte 2 milioane de euro pentru investiții. Dar până la fapte, drumul este lung. Cei din conducerea stațiunii de cercetare a cartofului din Târgu Secuiesc, de exemplu, așteaptă de luni bune ca Ministerul Agriculturii să dea drumul banilor. Au gata proiectul pentru un depozit cu o capacitate de 2000 de tone. Am vrut să-l facem anul ăsta și nu cred că reușim, numai la anul va fi făcut. De ce merge așa greu? Pentru că nu sunt bani. Am făcut studiu de fezabilitate, avem aprobat CT-ul, dar banii încă nu i-am primit. Depozitele ar fi de ajutor și dacă ne uităm la comportamentul clienților. Dacă în trecut cumpărau cartofi cu saci ca să aibă și peste iarnă, acum iau cât să le ajungă pentru câteva mese. Cumpărăm cam 2-3 kg, în primul rând prețul. Mi se pare destul de piperat. Păi n-am de ce să-i țin, că încep să se usuce. Potrivit INS, în 5 ani, producția anuală de cartofi a coborât de la 3 la 1,3 milioane de tone. Autoritățile din Grecia anchetează un incident șocant. Capitanul și 3 membri ai echipajului unui feribot sunt acuzați că au provocat moartea unui pasager pe care l-au împins peste bord. Atenție, urmează scene cu un puternic impact emoțional. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile au stârnit indignare. Filmarea îl arată pe bărbatul de 36 de ani alergând să se îmbarce pe feribot în portul Pireu din Atena, când rampa era coborâtă. Încearcă de 3 ori să urce, dar membrii echipajului îl împiedică. Apoi, când rampa se ridică, bărbatul este îmbrâncit și cade în mare.
Feribotul pleacă din port, iar membrii echipajului își văd de treabă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Imaginile au ajuns însă rapid în atenția poliției, așa că vaporul a fost rechemat în port, iar cei patru au fost arestați. Ca la fiecare ediție, mașinile concept au fost vedetele salonului auto de la München. Sunt vehicule cu un design îndrăzneț, dotate cu tehnologie de ultimă generație. Cum intrăm în așa numita era mașinilor electrice, automobilele prezentate la München sunt prietenoase cu mediul. În plus, se laudă constructorii, au autonomie și de 750 de kilometri. Constructorul german BMW a prezentat un sedan concept cu motor electric și design futurist. We are pushing the boundaries to make sure that visions don't end up as unfulfilled dreams. No? Together we turn visions into reality. Compania insistă că nu este vorba de un concept care va rămâne la stadiul de vis. Modelul prezentat la târgul auto de la München va intra în producție în 2025. This actually isn't a useless concept car, completely reinventing their design as they move into a new era of bespoke electric cars. I think they're talking about 6 cars within 24 months, all of which will follow this concept, will be electric, will feature sort of radical technology inside. Constructorul a dat puține detalii tehnice, dar știm că noul model are o autonomie mai mare, eficiență mai bună și o baterie care se încarcă mai repede cu 30% decât la alte modele de pe piață. Și designul interior conține elemente noi. Ecranul central este mai mare și are deasupra, în partea de jos a parbrizului, un display panoramic. Nici Opel nu s-a lăsat mai prejos și a adus la München un concept la fel botezat experiment. Vehiculul are un design suplu și este dotat cu senzori și camere ce fac inutile oglinzile laterale. The Opel Experimental really is a guiding light in many ways for our brand. In line with our overall strategy, it is based on a purely electric platform. La interior nu găsim ecrane sau butoane. Mașina va transmite imagini și date prin proiecție, iar șoferul va interacționa cu vehiculul său inclusiv prin control vocal. Experiment are o autonomie de 700 de kilometri, iar bateria se încarcă în doar 25 de minute. Și Mercedes a lansat, cu ajutorul lui Roger Federer, ambasador al mărcii, un concept cu zero emisii. Este o variantă modificată a unui cupe din catalogul mai vechi al constructorului și a fost creat pentru clienții fideli ai mărcii care caută variante electrice ale unor modele clasice. I think what we've seen in recent years with Mercedes and with some other car firms is that they're really now picking the technologies that they think are going to be sort of really important for the future, and then they're trying to really push those both in concept cars and then kind of take that to production cars. Iar dacă aveți în plan să vizitați anul viitor Veneția, trebuie să știți că autoritățile vor testa un sistem de taxare a turiștilor. Vor astfel să rărească prezența călătorilor de o zi la orele de vârf. Aceștia inundă orașul, dar nu contribuie aproape deloc la economia locală. 30 de date calendaristice vor fi alese pentru a încerca noul sistem. Cel mai probabil, taxa va fi impusă în weekendurile prelungite din primăvară și în alte câteva din timpul verii și va fi inițial de 5 euro. Înaintea pandemiei, orașul Lagună primea peste 100.000 de vizitatori pe zi. Experții UNESCO au recomandat însă ca Veneția și Laguna ei să fie înscrise pe lista siturilor în pericol, iar printre amenințări se numără și turismul de masă. Pianul lui Freddie Mercury, la care acesta a compus aproape toate hiturile sale, a fost adjudecat cu 2 milioane de euro la licitația organizată aseară de Sotheby's la Londra. De asemenea, cineva a plătit 1,6 milioane de euro pentru manuscrisul de 15 pagini al faimoasei melodii Bohemian Rhapsody cu titlul de lucru Mongolian Rhapsody. Mii de obiecte care au aparținut legendarului Freddie au fost vândute la licitație după ce au fost expuse timp de câteva săptămâni. Printre acestea, unele dintre extravagantele costume de scenă, colecția sa de kimonouri, fotografii personale, dar și un pieptene pentru mustață. Trupa The Rolling Stones.